Joi, 30 august 2018, la Șineu, Silvaniei, patru persoane au fost propuse pentru titlul de cetățean de onoare a orașului. Este vorba de Albu Traian, Ștefan Marin, Bocșa Vasile și Țurcaș Gheorghe. A fost un moment extrem de important în viața comunității, marcat de o firească recunoștință și apreciere a muncii pe care aceștia au realizat-o pentru activitatea laborioasă și implicarea în viața publică în toți acești ani. După prezentarea lor, fiecare a mulțumit pentru că a fost propus pentru această distincție, iar preotul Țurcaș Gheorghe a refuzat, deoarece în ultima perioadă a avut atacuri la persoana lui și a familiei și chiar dacă cei prezenți au insistat, acesta a declarat că nu va accepta această distincție atâta timp cât băiatul lui va fi primar în orașul Șimleul Silvaniei. La finalul întâlnirii, cei prezenți au felicitat noi cetățeni de onoare al orașului, care au primit plachete din partea primăriei în semn de apreciere și respect. Doamna, domnișoarelor și doamnelor, bună ziua, domnilor! În primul rând vreau să salut invitații din sală. Astăzi este o zi mai specială în care unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din această lună este mai special decât alte proiecte de hotărâre și, în consecință, toată sală există foarte mult un safir și vă salut cu mult drag și cu mult respect. O să dau citire ordinii de zi și o să îi dau domnului președinte de ședință posibilitatea să parcurgă fiecare dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței din această lună. 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Șimleu Silvaniei unor personalități din orașul Șimleu Silvaniei. Proiect inițiat de către consilierii locali Tala Rodica Carmen și Grețeanu Viorel. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție reabilitare termică a blocului de locuințe numărul 5, situat în Șimleu Silvaniei, piața 1 mai numărul 5. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 47 din 1999. 4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei a hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 99. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului la intravilan situat în orașul Șimleu Silvaniei, strada Trandafirilor, proprietatea privată a orașului Șimleu Silvaniei. 6. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate primită în prefectului județului Sălaj a unui teren aferent locuinței în baza prevederilor articolului 36 aliniatul 3 din legea numărul 18/1999 în favoarea anumitilor tulburi Grigore și tulburi Maria. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 115/27/10/2015. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri destinate închirierii, locuința NL, între titularii contractelor de închiriere numărul 19/27/10/2014 și 5/5/2014. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act de parteneriat cu Asociația Sportivă Autoviv Garden Șimleu în scopul participării la Cupa Campionilor la Mini Fotbal Champions League din Slovenia. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local întocmit pe trimestrul 2 din anul 2018 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 1 din anul 2018. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al orașului Șimleu Silvaniei. 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2018. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții creșterea eficienței energetice a clădirii Colegiului numărul 2, Colegiul Național Simion Bănuțu din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 98 din 28.09.2017 se referă la acești indicatori economici pentru această clădire. Și 15. Divers. Dacă sunteți de acord cu prezenta ordine de zi, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, abține. Mulțumesc, profit domnul președinte. Hotărârea numărul 1 pentru acordarea titlului de cetățean de onoare a orașului Șimleu
Bani, unor personalități din orașul și Neuși Bani. Nu am să citesc acum articolele 1, 2, 3 și 4, înainte de a prezenta acele patru persoane care le-am, sunt propuse pentru a deveni cetățeni de onoare a orașului și Neuși Bani, și am să luăm pe colega mea să ne prezinte despre cine este vorba. Bună ziua, cu permisiunea dumneavoastră, am să încep cu domnul profesor Albu Traian. Domnul profesor Traian Albu s-a născut în localitatea Pietrar, județul Vâlcea. A absolvit cursurile școlii primare și gimnaziale în localitatea natală, apoi în perioada 1951-1955 a urmat cursurile școlii pedagogice de băieți din Râmnicu Vâlcea, devenind astfel învățător. Ca învățător a lucrat un an și jumătate în satul Recea Mică din comuna Vârșolț, după care a fost încorporat în armată. După armată, în anul 1958, a fost numit îndrumător cultural la Casa de Cultură din orașul Șimleu Silvanei. Ulterior, a fost numit secretarul Comitetului Raional de Cultură, apoi director al Casei de Cultură Șimleu Silvanei și director la Casa Pionerilor din orașul nostru. În anul 1964, a absolvit secția pedagogică a Conservatorului de Muzică Gheorghe Dima din Crâșna Poca, ajungând profesor de muzică la școlile din orașul Șimleu Silvanei. A obținut toate gradele didactice, din anul 1983 obținând gradul rânsului. De-a lungul carierei profesionale, a avut preocupări diverse în domeniul cultural-artistic. Respectiv a fost instructor de formație, taraful de muzică populară, brigăzi artistice, formații de teatru, dirijor de cor. Rezultatele obținute în evoluția pe scenă a acestor formații au fost apreciate de cei în drept și de către presa, radioul și televiziunea din acele vreme. Primind astfel numeroase premii, diplome și medalii la festivalurile și concursurile la care au participat. Ca profesor, a instruit cu succes soliști de muzică populară și muzică ușoară, grupuri vocale și mai ales coruri de elevi. După 1989, activitatea sa în domeniul cultural-artistic, mai ales, a continuat și mai intens prezentând momente artistice la aproape toate evenimentele istorice, sau de altă natură, răspunzând prompt la toate solicitările primăriei și Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei. Cetățenii orașului Șimleu Silvaniei, cei prezenți la aceste evenimente, au apreciat repertoriul bogat de cântece și versuri prezentate de-a lungul anilor, de zeci și sute de elevi instruiți de către dânsul. Drept recunoștință a primit din partea primăriei și conducerii școlilor mai multe diplome de merit și excelență. De mai mulți ani, instruiește și conduce corul Bisericii Ortodoxe numărul 2 din Șimleu Silvaniei, cu care, de asemenea, în afară de ceea ce face în biserică, a fost prezent la diferite evenimente din oraș și la toate concertele de colinde care au fost organizate. Preacucenicul Părinte Vasile Boșca, preotul paroh al parohiei ortodoxe Intrarea Maicii Domnului în biserică din Șimleu Silvaniei, s-a născut la 18 iulie 1956, din părinții Ioan și Maria, în satul Pusta Vale, sat aparținând la acea vreme comunei Uileac, raionul Șimleu Silvaniei. Între anii 1963-1972 au urmat cursurile claselor primare, gimnaziale și liceale la școlile din Pusta Vale, Criștele și Șimleu Silvaniei, urmând apoi cursurile seminarului teologic ortodox din Caransebeș și stagiul militar la Zalău. S-a căsătorit în anul 1978 cu pădureanul Emilia din satul Pusta, cu care are trei copii, toți desfășurându-și activitatea în prezent în orașul Șimleu Silvaniei. În 29 septembrie 1978 a fost hirotonit preot pe seama parohiei Tiribiș din județul Bihor. Între anii 1978-1982 au urmat cursurile Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, perioada în care a îndeplinit activitatea pastorală cu studiul universitar și individual, precum și cu grija administrației parohiale și familiale. În perioada 1984-1990 a fost preot paroh al parohiei ortodoxe Aleș II din Năut. Din anul 1990 până în prezent este preot paroh al parohiei ortodoxe din Șimleu Silvaniei. Pe parcursul celor 40 de ani de activitate preoțească, preacucernicul părinte a fost distins de către ierarhii eparhioți cu următoarele distinții preoțești: satelar, iconom, iconom stravofor și crucea sălăjană, ultima fiind din 2016. Activitatea la parohia ortodoxă, Intrarea Maicii Domnului în biserică
și pe Usihanchi. În anul 1994 s-au început lucrările de construcție a clădirii Complexului Parochial Ortodox, finalizat și inaugurat în anul 2000. Acesta este compus din capelă, expoziție permanentă sau muzeu, cum îi mai spunem noi, de carte și icoană pete, arheologie și obiecte etnografice. De asemenea, se include cantina socială, magazinul de cărți și obiecte bisericești, un cabinet stomatologic, 4 birouri pentru administrație, bibliotecă, arhivă, 2 apartamente de serviciu, precum și 2 săli de conferință cu 20, respectiv 70 de locuri. Tot aici funcționează în prezent și sediul protocopiatului ortodox și Leu Silvaniei, al cărui protoierreu, Părintele Vasile, a fost în perioada 2007-2012. Perioada în care a retrocedat Bisericii Greco-Catolice prin donație fostul sediu al Vicariatului Silvaniei. În anul 2015 s-a finalizat proiectul de finanțare cu titlul Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Parohia Ortodoxă Română și Leu Silvaniei, prin înființarea Centrului de Servicii Sociale cu destinație multifuncțională Filantropia. Proiect ce a fost depus la Asociația de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Clădirea noului Centru de Servicii Sociale Multifuncțional Filantropia are destinație socială și deservește în regim social cu un număr de 70 de persoane, elevi până în 18 ani, tineri proveniți din sistemul rezidențial de stat între 18 și 25 de ani, în același proiect fiindu-le oferită masa de prânz și persoanelor adulte aflate în dificultate. În colaborare cu Primăria Orașului și Mleu Silvaniei, Părintele Vasile și-a adus aportul la construirea altarului monument al eroilor din piața Iuliu Maniu, edificat chiar pe locul desfășurării adunării populare pentru delegarea reprezentanților și Mleului la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Activitățile pastorale, social-caritative și cele administrative, constând în prezent în renovarea exterioară a bisericii, își urmează cursul firesc pentru un om care iubește și Mleul și oamenii lui și care dorește să-și depună energia și priceperea în slujba comunității. Profesorul Marin Ștefan s-a născut la 1 aprilie 1945 în comuna Turmești-Beica, nu departe de Drăgășani. A absolvit liceul Vasile Roaiță din Râmnicu Vâlcea, secția cu program special de educație fizică și sport și este licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport din București, specializat la atletism. Având și carnetul de antrenor, are gradul didactic întâi, cu media 10, carnet de arbitru republican de handbal și de volei, fiind și arbitru de atletism, fotbal, orientare sportivă, copice, șah și tenis de masă. Marin Ștefan a venit în orașul Cimleu Silvaniei în luna septembrie 1963, începându-și activitatea didactică la Școala Tehnică Veterinară, actualul Liceu Tehnologic Ioan Ustian, profesând apoi la Școala Generală numărul 1, Școala Specială, Liceul Teoretic, actualul Colegiul Național Simeon Cornuțiu și, bineînțeles, Școala Gimnazială Silvania. Între anii 1966-1967 a deținut funcția de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport și Mleu, regiunea Crișana. Iar între anii 1972-1990 a fost președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport și Mleu Silvania. În perioada 1990-2009 a fost profesor titular de Educație Fizică și Sport la Școala Gimnazială Silvania, de unde s-a pensionat în anul 2008. În procesul instructiv educativ din întreaga sa carieră didactică, profesorul Marin Ștefan a transformat activitatea de educație într-un act de creație. Făcut cu multă dragoste și pricepere, respectându-și astfel cu onoare statutul de om al școlii, a format oameni liberi, a șlefuit caractere, a restituit ignoranța, slujind adevărul pentru ca toți cei pe care i-a educat în acest spirit să poată da curs orientării naturale cu care au fost înzestrați de Dumnezeu. Să se poată bucura de viață și de împlinire, să fie generoși, să aibă certitudini, să iubească și să spere. Cu mulți dintre elevii săi, buni sportivi, au obținut rezultate bune și foarte bune la diferite competiții și concursuri sportive, atât în campionatele regiunii Crișana, cât și în cele ale județului Sălaș. Dar bineînțeles și la nivel interjudețean național și chiar internațional. La rândul său a fost un bun sportiv, fiind campion orășenesc, raional, regional, județean, precum și național la mai multe probe sportive.
A îndeplinit multe funcții didactice, printre care membru al grupului de lucru pentru elaborarea programelor școlare de educație fizică la clasele 1-8 din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, profesor metodist și formator al Inspectoratului Școlar Sălaș, responsabil al cercului pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport din Centrul Metodic Șimleu, președinte al Comisiei Județene de Șaf Școlar, președinte al Comisiei de Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaș, membru al Consiliului de Administrație din școală, șef de catedră și de comisie metodică, responsabil al Comisiei de Disciplină din școală, președinte al Asociației Sportive Școlare Viitorul, responsabil al Cercului Educație Rutieră, Educație pentru Viață și, bineînțeles, și dirigente. Drept recunoaștere și apreciere activității sale, are titlul de profesor evidențiat, distincțiile, merite deosebite în activitatea sportivă, Cercului Olimpice și meritul sportiv sălășan. De asemenea, are placheta omagială respect pentru Șimleu din 2013. Pe lângă acestea se mai adaugă numeroase diplome de excelență, de onoare, de aniversare, omagiale de participare, precum și scrisori de mulțumire din partea unor foruri locale, județene și naționale. În perioadele deținerii funcției de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu și apoi de președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei, a avut o contribuție însemnată pentru ca sportul șimleoan să devină o voce însemnată în conceptul regional, județean, național și chiar internațional. O dovedesc faptele, atât în sportul de masă, cât și în cele de performanță. În virtutea acestor funcții, profesorul Marin Ștefan s-a preocupat de organizarea și desfășurarea diverselor activități sportive în grădinițe, școli și licee, precum și în asociațiile și cluburile sportive școlare, și în cele din instituții și întreprinderi economice. În acest timp, orașul nostru s-a evidențiat la diferite campionate și întreceri sportive de atletism, handball, radiogoniometrie sau vânătoare de ful, box, deltaplanorism, întreceri de haltere, șah, tenis de masă, tenis de club, karting, ciclism și popice, fiind și gazda unor faze etape județene, interjudețene și naționale. Fotbalul a fost reprezentat cu 5 de echipele școlare sau ale seniorilor, cele care au activat cu succes în campionatele regiunii Crișana și ale județului Sălaș, promovând de mai multe ori în divizia C sub diferite titulaturi, Mădura, Viitorul Gloria, Izomat, Mobil Armătura și Mobila. Voleiul a fost la loc de 5, fiind foarte îndrăgit de șimleoani. Echipa masculină cu operatorul a promovat în divizia B în anul 1967, iar în anul 1978 a promovat în divizia A, sub denumirea de Silvania. În anul 1982, această echipă s-a clasat pe locul 3 în campionatul României, iar în anul 1983 a câștigat Cupa Balcanică. În același context, cel al funcției de președinte al sportului șimleoan, profesorul Marin Ștefan a avut un important aport la dezvoltarea bazelor sportive din oraș. Terenuri bituminizate, stări de sport în școli, renovarea stadionului orașului, a pistei de atletism și construirea tribunelor acoperite. Sala de sport de la stadion și popicăria, terenul de volei și de handbal din parcul cetății, precum și baza sportivă publică. Profesorul Marin Ștefan este membru al Asociației Jurnaliștilor Sălășeni și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și timp de peste 50 de ani a avut și are o frumoasă și bogată activitate publicistică în peste 35 de publicații locale, județene și naționale. Articolele sale și galeriile foto, realizate cu destul profesionalism, redau în mod detaliat și concret activitățile educative și spirituale, sociale și economice, culturale și sportive, organizate și desfășurate în Șimleul Silvaniei. Ca atare, orașul nostru este promovat și cunoscut sub toate aspectele vieții cotidiene, atât în România cât și peste granițele acestea, și grație talentului, muncii și perseverenței profesorului Marin Ștefan în presă. Și ultimul, dacă nu cel din urmă, domnul părinte Țurcaș Gheorghe, vicar foraner greco-catolic al Silvaniei. Preotul Țurcaș Gheorghe s-a născut la data de 3 martie 1940, în comuna Coroatul Crasnei, județul Sălaș, din părinții Teodor și Irina, acum decedați. Este absolvent licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă de la Sibiu, promoția anilor 1974-1975.
În perioada 1974-1977 a funcționat ca preot ortodox la parohia Sucurul de Sus, apoi la parohia Bădălcin în perioada 1977-1986. Iar din februarie 1986 până în anul 1990, la parohia numărul 1 și Neu Silvanii, actuală Biserică Mare. În perioada slujirii, ca preot paroc la Biserica Sus Amintită, s-au efectuat sub păstorirea sa următoarele lucrări. Pictură în frescă, iconostas nou sculptat și icoane pictate, schimbarea dușumene precum și lambrimul cu scaune. Începând cu luna iunie 1990, a devenit paroh al Bisericii Greco-Catolice Mâșilor Silvaniei. În această calitate s-a ocupat de construirea Bisericii Greco-Catolice Sfânta Treime din Șileul Silvaniei, precum și de actuala casă parohială. Paralel cu activitatea administrativă, s-a ocupat permanent și de viața spirituală în ambele perioade, iar mai târziu și de predarea orelor de religie în școli la credincioșii greco-catolici. În prezent este preot greco-catolic pensionat, dar în mod onorific este în continuare vicar curarel greco-catolic al Silvaniei. Mulțumesc! Mulțumesc, colegii mele! Mulțumesc Consiliului Local și Primăriei și în mod special domnului primar pentru faptul că am ajuns și eu pe lista aceasta a atribuirii titlului de cetățean de onoare al orașului Șindea. Într-adevăr, m-am implicat în multe activități, începând cu anul 1968, în cadrul, numai și numai în cadrul orașului și în cadrul raionului într-o perioadă de timp. Subliniez câteva aspecte. Timp de 30 de ani am condus și instruit corul orașului reprezentativ și pentru județul Sălaș și pe vremuri și regiunii Crișana. Instruit împreună cu Barcaz Valentin și Costinaș Ivano. Acest cor a reprezentat orașul Șimleul Silvaniei mai în toată țara la numeroase festivaluri de renume. Lugoj, Reșița, Deva, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița Năsăud, Pitești, unde am cucerit și primul trofeu al festivalului prin 1971. Corul și-a însușit un repertoriu deosebit de bogat, variat, din toate domeniile muzicale corale. Despre cor aș putea să reliefez multe aspecte, multe fotografii și așa vă arăt în mare acest numeros cor care avea 90 de persoane din toate sectoarele de activitate. Muncitori, funcționari, dascăli, tineri, vârstnici și așa mai departe. Aici am o fotografie de la festivalul la Ion Vidu, Lugoj. În 1970 am prezentat un concert coral cu ocazia sărbătoririi corului nostru. A fost un eveniment deosebit în viața artistică a orașului Șindeu, Silvaniei, care pentru mine a adus mari satisfacții. 2. Am fost și am înființat primul ansamblu folcloric în 1971, și participând pentru prima dată la un festival internațional, se vede acolo Ohrid, Iugoslavia, zona Macedoniei, și îl păstrez cu multă mândrie, pentru că a fost o ieșire excepțională, cu amintiri foarte plăcute, un ansamblu tânăr, dar plin de energie. 3. Am realizat primul disc de muzică populară cu jocuri populare din Valea Cravnei și a Barcăului, cu înregistrări făcute la Cluj, cu un taraf de muzicali vestiți, în primul rând cu acel Muico, de care unii își mai aduc aminte, ca prim violonist, editat în două perioade. Acesta a fost
pus în vânzare și cine a dorit atunci îl păstrează și astăzi. Aș vrea să spun că cine ar dori, cu ajutorul lui Gliguță Petre, pot să multiplic și să actualizez și să scot poziție mai mare sau mai mică de aceste CD-uri acum. După 1989 am continuat activitatea artistică, în primul rând preluând corul de la Biserica numărul 2, la care activez și în prezent. Mă mândresc că este un cor nu prea numeros, dar cu oameni sufletiști. Am un aspect de la un concert de colinde, așa unde suntem prezenți aproape la fiecare ediție. Corul îți desfășoară mai greu activitatea, pentru că, cum să zic, s-a cam un bătrân. Tineretul trage mai greu la partea asta, deși eu am lansat și am avut în cor și foști elevi care activează și în prezent. Unii care s-au dus activează în alte părți, dar au pătruns în ei dragostea așa asta de a cânta nu numai altă muzică, dar și muzică religioasă. Am instruit cororile școlilor 1 și Horia. De-a lungul anilor am fost prezenți, după cum se știe, majoritatea din dumneavoastră, la mai toate sărbările prilejuite de evenimentele istorice, unde n-am lipsit niciodată. Începând cu Ziua Armatei, 1 decembrie, 24 ianuarie, 9 mai, cu Ziua Eroilor și așa mai departe. Sigur, cu aceștia am pregătit programe, momente artistice adecvate evenimentelor respective, cu cântece specifice evenimentului și versuri de asemenea. În continuare, având probabil și calitatea de cetățean de onoare al acestui oraș, gândesc să continui atâta timp cât mă va ajuta sănătatea și cât timp voi mai avea niște ore ca să am la dispoziție copiii la școală. Cu gândul acesta închei și mulțumesc încă o dată celor care m-au propus să fiu cetățean de onoare. Primat Consiliul Local și domnul primar. Eu nu mă așteptam la asta, am zis că este timp mai la senectute și mă simt onorat de gestul dumneavoastră. Am încercat să ne facem datoria. Știți, în Biblie scrie, atunci când îți faci datoria, să trebuie să spui slugă netrebnică. Sunt mi-am făcut decât obligațiile. Munca am învățat-o de la părinți. Mama îl certa pe tata când eram la secere, de ce faceți nopii pătrați? Că era un efort deosebit să presez grâul sub braț ca să iasă snopul ca și balotul. Că mergea la colectiv. Și tata spunea, așa m-a învățat tata că se leagă snopii, și așa trebuie să legați cât între eu. Și așa ne-am învățat și pe noi. Și în felul ăsta am văzut că era foarte exigent să facem lucruri de calitate. Mi-am dorit să realizez un obiectiv social încă din copilărie, din seminar, când am învățat lecția cu Sfântul Vasile cel Mare, care moștenea o avere mare și s-a gândit să o pună în slujba societății. Și a făcut primul spital din istoria lumii, bine organizat și cu cămin de bătrân. Era un ideal pentru noi ca și copii, dar am văzut că timpul trece și șansele de a face ceva sunt minime. Dar am povestit odată unui preot roman-catolic din Germania, părinte Alfred Merten, de la parohia Sfântul Ludgeri din Helmstedt. Într-o seară acolo în Germania am povestit
ce gânduri aveam eu în copilărie. Și părintele mi-a spus, nu-i târziu, mai poți să faci ceva. Și când mi-a propus să fac un proiect, l-am făcut, l-a pus în dezbaterea comunității de acolo, unii au spus că e prea mare, părintele a spus, nu, e prea mic. Și văzând că sunt păreri diverse, s-a hotărât să mă ajute el personal, din banii lui personal, mi-a dat pe parcursul construcției complexului parohia 44.000 de marci. În etape diferite, când eram în poziția de a subcombardă, nu mai puteam să înaintam. Ceea ce m-a mobilizat extraordinar. Am admirat, tot atunci, după Revoluție, imediat, opera caritativă a episcopului Pime, de la Suceava, care a făcut un cămin de bătrâni și nu era frică că nu se va descurca, 150 de persoane, și am zis că se poate. Și așa, cu ajutorul părintului Alfred și cu imboldul celorlalte, am pornit complexul parohial și vreau să menționez că ceea ce a fost foarte pozitiv în activitatea de aici a fost că întotdeauna autoritățile locale, deci meu, a fost domn primar Pop, a fost comandantul Farcău, a fost domnul Bilț, care era un om cu putere de a ajuta, apoi au venit ceilalți primari și Guțu și acum Săptimiu, în ultimul timp, toată lumea ne-a sprijinit. Nimeni nu ne-a încurcat și am obținut teren pentru complexul parohial, am obținut, deci pot să mă declar extraordinar de mulțumit de solidaritatea tuturor factorilor de decizie din Șimleu, inclusiv cei județeni care ne-au aprobat cu aplauze complexul parohial și cred că ceea ce am realizat s-a datorat faptului că sunt preot. La un moment dat, comunitatea din Germania care ne-a ajutat s-au scindat. Și m-a pus o dată într-o situație similară, așa, mi-a spus cu cine ești, cu parohia sau cu angajații. Angajații au dat în judecată parohia. Mi-a fost așa de greu că angajația a muncit atâta pentru noi să ne corecteze bunuri, dar eu nu m-am dus în calitatea mea de cetățean, m-am dus în calitatea mea de preot acolo și așa am fost primit. Și dacă nu eram preot, nu primeam sprijinul lor de acolo. Și am spus, nu pot. Era un protocol oficial între parohia ortodoxă și meu și parohia Sfântul Ludgherii din Helmstedt. Am spus, trebuie să rămân neapărat alături de parohie și voi să vă consider mai departe prieteni. Și lucrul n-a fost ușor de realizat. Slavă Domnului că lucrurile s-au derulat bine. Am simțit de multe ori că nu lucrez eu, eu propun și Dumnezeu mă poartă, pentru că atingeam obiectivele ținte, cu țintă, mici, mai mari, așa cum le doream și de multe ori doar propuneam că n-aveam bază materială. Nemții au spus atunci, cum te apuci tu să construiești, pentru că câți bani ai în cont? Cum te apuci să construiești un complex parohial așa de mare, că tu n-ai niciun ban în cont? N-aveam bani de hârtie, de proiect. Spus, aici emulația e altfel. Se poate, spun Germania, dacă n-ai minim 70% dintr-o investiție, nu poți să te apuci de ea. Și slavă Domnului că suntem absolut dependenți și vreau să-i mulțumesc domnului primar și Consiliul Local că noi suntem într-un angajament față de forurile europene prin proiectul care l-am făcut centru de zi, care efectiv nu s-ar putea continua dacă n-am fost sprijinit de primărie. Și doresc să vă mulțumesc tare mult pentru asta și o consider tot acea parte de solidaritate și de responsabilitate profundă pe care o dați dovadă. A fost foarte importantă alături de mine Emilia, fata din Pustă, care eu venim de la Pusta Vale, la biserică, la Cehei. Fratele meu mi-a arătat un minut în curte acolo la oameni, este o fată. Se mai uită-te la ea și când ai ocazie. Și m-am uitat și a venit cu mine. Și
Raportul ei a fost important. Episcopul Vasile Coman i-a oferit un post la parohie ca și supraveghetor muzeu la Biserica din Dinăut, care era era titorie domnească a lui Șerban Constantin Basarab. Și așa a putut să rămână, să fie alături și să se implice. Așa că titlul care îl primesc astăzi, îl împart cu ea. Vă mulțumesc tare mult. Cred că Șimleu are valori. M-a întrebat părintele Giurgo când am invitat. Îți dă titlul de onoare? Mă mir, să aveți un primar foarte matur, dacă și pe preoți ortodoxi și pentru maturitatea cetățenească și felul în care a spus problema, chiar vă mulțumesc că ați ajutat foarte mult parohiile ortodoxe. Și mulțumesc și celor ce m-au însoțit astăzi aici, familiei mele care m-au secundat, Consiliul Local care ne-a ajutat efectiv și câtă energie mai este, vreau să o pun tot în culpa comunității. Vă mulțumesc! Domnul Alvo a vorbit atâta, ce o-i face? Nu mai scurt. Da, mai scurt. Da. Mai ales contextul celor anunțate aici, și de domnul primar, dar și de domnul președinte de ședință de Consiliu. O să mă prunjesc cumva. Nu sunt eu nici Cicero, dar nici Adrian ăsta Florin Piersic, cel mare orator, sau Piersic, știți cum. Care era artist între actor, cum e crimă între flori, nu? Dar era cel mai chic de floare de chiesi. Eu, mari, de lângă Drăgășan. Vă mulțumesc tuturor, participanților, că sunteți aici. Cei care ați mai fost și vreau să răgem, dar și domnului președinte al ziariștilor profesioniști din România, domnul Dorin Glavan, care mă onorează, dacă ne onorează, cred, pe toți și cred că sunteți în asentimentul a ceea ce spunem. Eu am să încep invers de cum a început părintele Boșca, Vasile Boșca, în sensul că sunt bucuros, chiar mândru că sunt împreună cu dumneavoastră, dar supărat, oarecum. Că nu e cineva prezent aici, datorită căruia, acest cineva, am ajuns eu și Meoan Ardelean, din Vânteanul de la Râmeș Beica, de la Râm, ne tragem aici de acolo, acum, cu mâna Șușani, și vă mulțumesc dumneavoastră și Meoanilor, sărăjenilor, ardelenilor, că m-ați acceptat, ghilimele de rigoare, locuri faine, oameni mândri, muncitori, de treabă, înțelegători, dar am rămas atâta timp, se fac minte naș, cum zice Ardeleanul Ștefan, în septembrie, 55 de ani de când sunt și eu, datorită dumneavoastră, da, datorită soției mele, Elena Ștefan, care nu e prezentă și din motive obiective, nu e cazul să scot eu în bileal de ce, ce și cum. Dar dacă nu era ea sau dânsa, n-aveam așa mulțumire, n-aveam așa familie mare, cu două fete, cu doi gineri, cu patru nepoți, și ei toți frumoși, isteți, dragi, ca noi, cum e și Volteanul isteți, dar și luptători, și mai corect, cum e berbecul de Ștefan. Și de care amândoi suntem mulțumiți de ei și îi respectăm și ne bucurăm și felicităm pe toți
în aceeași măsură, pentru că așa este bine. Mămicii, tăticului, bunicii, bunicului și mai ales dascălului să se poarte indiferent cu cine, că e mai departe sau mai, că e mai aproape sau mai departe de el. Dar eu am prezența e bună aici, dar situația mea e cam delicată aici, după ce s-a prezentat acolo de către domnița cu corul, ce să mai zic și ce să-mi doresc și cum, că știți dumneavoastră adevărul acela adevărat, multe proverbe, multe zicători, povațe răsărite din vatra românească și câtă spiritualitate au avut și au și vorbeam că românii, că lauda de sine nu prea miroasa bine. Eu n-am venit acum nici cu documente, spunea domnița poporul, faptele dovedesc, da, și n-am de lucru să recunosc și spun. M-am pensionat acum 10 ani și cu bunăvoința dânsului, domn profesor, dacă e legea așa, nu vreți să mai continuă așa, nu mai continui, m-am săturat de 46 de ani și uitați-vă acum cum. Nu prea vin la ore, n-au echipament, nu se implică tot cu tabletele și cu ele degeaba. Hai măcar, și am acceptat una. Era aici domnul redactor, șef al ziarului magazin Sălăjean, care e liderul presiei Sălăjene, unde sunt acolo activ. Mă cunoașteți toți. Ziceam de primarii care s-au perindat și la Consiliul înainte de 89 și după Revoluție. Și am răspuns prezent la orice solicitare. Și la, la fel și a domnului Septimiu Cătălin Surcaș, edil numărul 1, care știți toți. Că e sănătate, că e sport, că e serenitate, că e armată, că e religie, că nu știu. Și cei care mă mai... și se implică. Când mă mai invită și școli și m-a invitat atâta și grădinițele, m-am dus, din punctul celălalt de vedere al jurnalistului, al publicistului, m-am dus și m-a invitat. Dar mă întorc un pic la școală. Nu-i cazul să mă laud eu acum, numai un pic am spus că e prezent aici și parcă am înțeles că e propunerea doamnei tale, a fost elevă și a domnului Gresar, amândouă fetele au fost amici. Le-am și premiat. Și la, mă rog, la școală cu multe lucruri și cu regretatul Vasile de Timișan. Știți toți, sunt la dosare acolo, și la inspectorat, mă refer, și la Direcția Județeană de Sport Crișana, și la Direcția Județeană de Sport Sălaj, și la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, la arhivă, dar și la Ministerul Sportului de acum. Tot vreau, atâta pot să vorbesc până mâine, dar să aduc concret rezultat. Și de echipe, și de băieți. Ele se vor regăsi și îmi pare rău că mă repet și merg la Mercu, am arătat și la cineva, și domnul Chiș, 766 de pagini, de acolo am scos eu acum 4 ani broșura retrospectivă a sportului sălăjean apărută în acea revistă, în rezumat, din 1935 până în 2013. Acolo se vor regăsi multe lucruri, foarte multe, despre educația fizică și sportul din Cineva. Dacă cineva mă întreabă sau am văzut că se întreabă între ei și îți vine și să mă scuzați tot, dar să mă spune și părintele Biurcu, și părintele Bosca, și părintele Tavo, și îți vine să te crucești. Când auzi pe cineva, dar de ce are ăla titlul de țărțeană sau a avut să are asta? Și eu, dacă sunt tineri, mă repet, cu telefoanele și cu tabletele, care l-am descoperit pe unul născut, da, în 91, care vedeți câți ani are, dar de unde știe el ceva despre Gheorghe Surcaș, cât s-o căsni să facă Biserica Greco-Catolică, despre Albu Traian, de va convins cu cele etalate, despre părintele Boșca Iarva, sau despre mine, cum eu, șef de sport, pe
județul, pe orașul Simeu Silvanii, sau și înainte, la Raiul Simeu, dar eu și președinte al unui Consiliu Orășănesc pentru Drăgă, am acceptat, degeaba, poate 10 ce mi-a dat, nu trebuia să spui așa și nici aia. Am fost și umilit chiar de șef de sport și sunt aici. Deci eu să marchez terenul de fotbal, avem echipele în vizia aceea. Eu să ud terenul și spuneam și regretatului primar, domnul, ce să fac? Ești acolo, altă treabă, ești președinte, poți să-și uzi, să aducem de la ei zbură roșie cu mașini și cu regatul Ioan Balaș, fratele soției care a murit în perioada aia înainte cu nădă, zbură roșie, cu roaba să punem acolo. În timpul meu, în prezmoirea stadionului, în timpul meu, acoperite tribunele stadionului, primele tribune acoperite la un stadion, la un televa, în județul Sălașe. Sau, nu eu le-am promovat, n-am de lucru să spun, Ceaușescu a făcut transfer de Arășanu sau nu? Nu, dar sub comandă, sub diriguire, sub tutelă, sub autoritate, sau nu știu cum. Multe lucruri. Și criticăm etape de etape, oameni de oameni, funcții de funcții și, mă rog, păi, sub comanda mea, între ghilimele, ca președinte, au promovat atâtea echipe din Șibleu în divizia C. Dar sub comanda mea, în 65, echipa cu operatorul, că eram la Raion, instructor, cu regretații Șil și Hidan, Vasile, pe care știți, a intrat în divizia B cu operatorul. În 78, deci eu din 72 până în 90, am fost președintele Consiliul Orășănesc pentru Dreptă și Sport. Atâția, 19 ani, pe numărul 1, a intrat în divizia atâtea, sala de sport de acolo, cu picăria și dumneavoastră. N-am lucrat eu, dar i-am coordonat. Meritul, dacă vorbim de sport, meritul al domnului profesor Albu într-un domeniu și al domnului Ola Ștefan aici, radioamator și știți povestea de două ori vicecampioni europeni s-au pus să intreagă la cercul de la Casa Pionero și loții lui Fodor Laslo, care au făcut prima dată o tabelă electrică, electronică, să ținem, merg lucrurile acolo și noi la evidența desfășurării seturilor, la jocurile de vorbă, în divizia. Păi, sub comanda mea, de mă repet, oamenii, nu? A antrenorilor, a celor care au susținut, a ajuns în 82 pe locul 3 echipa noastră și cu sprijinul domnului Chișeofil și jucător, a fost și la Națională, dați și jucător și la Finlanda, știți, locul 3, dar județul a jucat și antrenor și jucător aici, locul 3 după Dinamo Steaua, dar în 83 Cupa Balcanică aceasta. Păi și sub comanda dânsului, la echipă de acolo, șeful sportului, și ziceam de umilire, toți primarii în toată țara, du-te după jucători de voi, du-te cu de alea umbă, pleacă de asta și de-aia soția mea nu e aici și s-ar fi bucurat, dar vă va afla, măcar să audă ce s-a vorbit despre domnul Albu, ce s-a vorbit despre părinte sau despre mine, ce spune jucurea cu dumneavoastră, dar cum să spun eu aici, sau nu mai continui, fac cât mai... Când mai spun. Și revin la ceea ce s-a întâmplat paralel cu lucrurile astea. Atunci, în 63, Ghișe, Vasile și Ioan Sere de la Crișana, de la Zira Crișana, ei m-au îndrumat, fă și particularizează și publicitate și așa, orice fără publicitate. Și atunci m-am apucat să scriu în paralel, mai ales după aceea, după Revoluție. Mai mult, mai ales, de când m-am pensionat și știți și dumneavoastră câtă publicitate am făcut, care e publicată și pe site-ul Uniunii Ziaristului Consiliului Român. Domnul primarul publică pe site-ul orașului, eu pe Facebook-ul meu. Domnul director la magazin Sălăjan și în ziar și pe site. Tribuna Învățământului sau Sportul altă, multe, multe. Și m-am implicat cu drag și închei în această... Să prezint, cum spune domnul primar și a spus mereu, că eu
fac până la urmă istoria și mireului și ceea ce spuneau acolo. Pe domenii de activitate rămâne, cum zicea cineva, da, să văd negru pe alb. Și lucrul ăsta îl fac, cum spunea domnul Albu, și eu cât voi putea. Ne apropiem și noi de sute semplasele de 100 de ani, cum zic eu, mai cu vot, dar și eu, unde voi fi solicitat în puterile mele, și fizice, și psihice, și cu harul ăsta un pic, de a citi, de a scrie și de a evoca, de a etala, asta a făcut-o lume, cât mai corect. Dar m-am înțeles și încheia, acum chiar am încheiat, toți cu ziarele, pentru că pe internet poți să scrii cât vrei, dar nici acolo, pe Facebook-ul meu cât vreau, dar dincolo limitează. Că au acceptat și cât o pagină și două pagini de ziar. Și m-am gândit eu, de ce să-l auzi? Nu să-l auzi. De ce să scoți în evidență numai șeful țării, numai primarul, numai antrenorul, numai arbitrul? Toți sunt pion de bază, toți sunt acolo protagoniști. Și am ajuns, iertați-mă, dragi părinți, cu pomelnicul. Știți cum sunt cu pomelnicul? Cu aia, cu toți amin. Și închei. Spune că mulțumesc sălășenilor, mulțumesc și leoanilor că m-ați acceptat. Mulțumesc mult soției mele, Elena Ștefan, că m-a înțeles și și-a dat seama despre ce e vorba. Da? Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care m-ați ascultat, cu dată spun, membrilor Consiliului, președintei și domnului Tețeanu, care am înțeles că sunt inițiatorul proiectului. Nici n-am spus să vă spun și domnului primar, domnului vice și tuturor sau doamnească, toți ceilalți, și așa spun eu. Mulțumesc și în rep. Mă voi referi la câteva probleme. În primul rând, mulțumesc din suflet Consiliului Local, doamnei președinta Comisiei de Învățământ, pentru că a făcut, m-a așezat printre cei propuși ca să fiu cetățean de onoare al acestui oraș. Probabil că deși au constatat că cele ce le-am făcut pentru oraș mare îndreptățit într-un fel. Dar vreau de la început să vă spun că refuz această funcție din următoarele motive. Pentru că fiul meu este primarul orașului Șimleu Silvaniei și de fiecare dată când există un eveniment legat de familie, familia mea este batjocorită și jignită de către o părticică din presă. Și nu vreau să o supun din nou la asemenea jigniri. Și de data aceasta, în ziua de luni, atunci am aflat că sunt propus pentru... Deci fiul meu nu mi-a spus nimic. În luni mi-a spus domnul Ștefan, profesorul, că sunt propus și că joi va fi un eveniment. Am aflat prima dată. După ce a plecat dânsul, am și găsit după masă, pe telefonul soției, un articol în care era poza mea cu fiul meu în casă la mine. Eu stăteam pe scaun, el pe o canapea și povesteam. Nu știu de unde au luat asta și titlul era următor. Incredibil! Deci, un titlu compos, incredibil. Cum adică primarul își propune pe tatălui să fie cetățean de onoare? Și sigur că ar urma multe și de aceea chiar ieri am declarat presei la Zalău, am transmis că refuz funcția de cetățean de onoare numai pentru motivul că fiul meu este primar. N-am alte motive și tot respectul pentru cei care s-au gândit să mă propună. Și dacă totuși aici sigur s-au spus atâtea lucruri care câte au făcut, mie mi s-a spus că pe o pagină să relatez doar pe scurt ceea ce am făcut eu în Șimleu Silvan, de aceea nu mă voi opri, nu mă voi ocupa de prea multe, dar trebuie totuși să amintesc că am fost 9 ani în Bădăcin și ca să vedeți că nu zadarnic, episcopul de atunci, de pie memorie, Vasile Coman, mi-a dat brâul roșu pentru că i-a spus protocolului atunci, zice, acest preot a muncit cât altul într-o viață preoțească. Am construit o casă în Bădăcin cu 3 nivele, am luat acoperișul de pe biserica Monument Istoric, am făcut acolo
Am, de două ori am zugrăvit interiorul bisericii, am făcut anexe, porți, nu erau nimic. Și în sfârșit am venit prin transfer, sigur a fost un concurs pentru Șimleu și aveam probabil situația fină, situația cea mai bună, zic, la dosar. Și am fost promovat la parohia 1. Aici am scris în hârtie doar. Deci am început și am făcut pictura în frescă care ne-a ținut 3 ani de zile. M-am ocupat apoi, am făcut iconul ăsta din nou sculptat din lemn de... În sfârșit, n-are importanță, ce fel de lemn. Și icoane cu tot, pe urmă am schimbat dușumeaua și pe urmă, sigur, am făcut și pe margine la briuri cu scaune, peste tot. Știe Părintele Boșca, a recunoscut în Sfântul Iarunacă. Și pe urmă m-am apucat de Biserica Greco-Catolică și am construit o biserică monumentală pe care o poate vedea oricine când vine în orașul meu, Sibanii, și lângă ea casa, care sigur inițial era planificată să fie mănăstire. Dar m-am ocupat și de construcția. Eram singur atunci. M-am ocupat apoi și de problemele spirituale ale parohiei, atât cât am fost la parohia ortodoxă, cât și la parohia greco-catolică și în ultimii ani, când s-a introdus religia școlii, m-am ocupat în mod special și de religia școlii, de toate problemele. Și aș vrea doar să spun că atât de anunți se fac și atâția tineri se căsătoresc, dar n-au avut treabă cu ei nimeni. Când s-a căsătorit nepotul meu, anul trecut, așa a apărut în mai multe ipostaze pozele lor cu niște cuvinte jignitoare la adresa acestor tineri. Ce au cu ei? Nepoții mei și știți, chiar domnii dascăl mai ales, nu mi-e rușine de ei, au făcut, cum să spun, cinste și școlilor prin care au trecut. Băiatul, unul din nepoți, face doctoratul în Anglia în matematică pură, de 5 ani e solicitat să predea matematică la Tabăra Internațională din America, deci vacanțele el, în loc să stea acasă, să distreze, stă și muncește câte o lună jumate și doar 2 săptămâni își făcea vacanța. Și sigur, bineînțeles că era plătit acolo, preda la Tabăra Internațională de Matematică. Deci a făcut cinste și țării acolo și face în continuare, că încă n-a venit în țară. Și pe urmă, celălalt iară este ultimul, cel care s-a căsătorit, este acum promovat anul 6 și câte studenții foarte buni la medicină din Cluj. Și atunci, de ce trebuie să fie ei bajocoriți? Noi am educat bine, părinții au educat, noi ca bunici ne-am ocupat, soția mea este profesoară de limba română, s-a ocupat de ei tot timpul și nu este un cadru arcaic, și eu știu domnii de aici, că și-a făcut datoria și ea, iar mi-a făcut datoria și de aceea, sigur că momentan sunt pensionat, dar vedeți că o jumătate de oră înainte de a veni aici, am primit un telefon de la secretarul Episcopiei să mă duc la ora 6 să fiu la Oravia, pentru că fac parte din consistoriu episcopal și episcopul ne convocă. Probabil știți, s-au întâmplat niște lucruri grave la Oravia și probabil că pe tema asta. Așa că la ora, cel de ziua la 4, împreună cu tânărul protopop și cu cel de la Zală, vom merge la Oravia. Am vrut să vă spun acest lucru și încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul că ați avut însă bună voința de a mă propune și să nu vă supărați că refuz tocmai pentru motivul ăsta. Până când el e primar, eu nu pot fi cetățean de onoare pentru că tot timpul se găsesc asemenea persoane care bajocoresc familia mea și vreau să o scutesc de asemenea. Vă mulțumesc! Plin acest titlu. Toți, cred că absolut toți sunt. Acceptat să fiu nici. Nu o să fiu o viață.